să vă binecuvinteze pe toți care ați venit cu drag în locul acesta. Poate că unii dintre voi ați ascultat despre Domnul mesajul Evangheliei cu ani în urmă. Poate aveți în casa voastră Sfânta Scriptură sau nu aveți, dar astăzi aveți harul să auziți Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă astăzi oamenii au nevoie de ceva, au nevoie de Evanghelie, au nevoie de Sfânta Scriptură, pentru că cartea aceasta ne schimbă viața noastră. A schimbat viața lui Zacheu, care a fost un vameș corupt. A schimbat viața lui Nicodim, care a fost un om religios. A schimbat viața a milioane de oameni, dar a schimbat și viața mea. Și în locul acesta a prins o lumină și cred din toată inima mea că Dumnezeu va lucra prin voi și în locul acesta oamenii se vor mântui. Oamenii se vor întoarce la Dumnezeu și vor căuta fața lui Dumnezeu. Vedeți? În această zi am auzit mesajul acesta, îndemnul acesta din partea lui Dumnezeu. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Dragilor, vreau să știți în această zi că acum 2000 de ani erau oameni care îl căutau pe Domnul Iisus Hristos în mod superficial. Îl căutau din interes. Erau oameni care nu prea erau interesați de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos. La un moment dat, datorită faptului că Domnul Iisus Hristos a vindecat oameni, a hrănit oameni, spune Biblia, că foarte mulți oameni l-au urmat cu miile. Vă aduceți aminte ceea ce s-a întâmplat la Tabga în Israel, când Domnul Iisus Hristos a hrănit 5.000 de oameni în afară de copii și în afară de soții, soțiile lor. Erau probabil 15-20.000 de oameni prezenți care au văzut o mare minune pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Dar Domnul Iisus Hristos le-a vorbit despre adevărata pâine care vine din cer, care este El, Fiul lui Dumnezeu. Și cine se hrănește cu El, dragilor, omul acela nu va flămânzi niciodată. Dar oamenii în vremea aceea l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos din interes și majoritatea dintre ei l-au părăsit. Și Domnul Iisus Hristos a pus această întrebare ucenicilor săi. Voi nu vreți să vă duceți? Voi nu vreți să plecați? Și răspunde Petru și zice, Doamne, la cine să plecăm? Noi la tine am găsit cuvintele vieții veșnice. Dragilor, în locul acesta, în satul acesta, cu ani în urmă, toți oamenii au auzit vestea bună a Evangheliei. Îmi aduc aminte, au venit predicatori din Danemarca, din alte locuri din lume, au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu-i de ajuns că oamenii l-au auzit. Inima noastră trebuie să fie un pământ bun, unde cade cuvântul lui Dumnezeu și aduce roadă. În această zi, în locul acesta, mă bucur că mai sunt încă oameni care îl caută pe Dumnezeu. Și este adevărat ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu în această zi. Căutați-L pe Dumnezeu câtă vreme se poate găsi. Nu din interes, nu pentru lucrurile materiale. Vedeți, oamenii sunt ocupați cu viața lor, mulți au plecat în afara țării, în satul acesta s-au construit case frumoase, mașini de lux, toate lucrurile astea sunt bune. Dar Biblia ne spune că pământul și cerul și tot ceea ce este pe pământul acesta într-o zi va arde. Dacă ceva este veșnic, este sufletul nostru. Amin? Și Biblia ne zice, pregătește-te suflete să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Este bine să-L căutăm pe Dumnezeu până nu este prea târziu. Sunt oameni care au impresia că îl pot căuta pe Dumnezeu sau îl pot găsi pe Dumnezeu după moarte. Dar nu este adevărat. Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, ne spune cu totul altceva. Uitați-vă, Solomon ne spune că uitați pe Dumnezeu sau aduți aminte de Dumnezeu, de Creatorul tău, în zilele tinereții tale. Cât ești tânăr, cât poți vedea, cât poți citi cuvântul lui Dumnezeu, cât poți sta pe picioarele tale. De ce? Pentru că vine vremea, dragilor, când vei dori să faci lucrul acesta și nu vei avea posibilitatea. La vârsta de 12 ani, Dumnezeu m-a vorbit într-un mod special și m-am întors la Dumnezeu, l-am căutat din toată inima mea, atins de puterea lui Dumnezeu și Dumnezeu a făcut o mare minune în viața mea. Și eu cred în această zi că Dumnezeu în locul acesta poate să facă o minune și în viața voastră. Nu mai priviți în urmă, nu priviți la viața voastră, la ispitele cu care vă confruntați, la ceea ce face diavolul. Vreau să vă spun, Dumnezeu poate prin Duhul Său cel Sfânt să atingă inima noastră, să ne schimbe, să ne transforme, așa cum a schimbat și viața lui Nicodim. Amin? Vreau să vă citesc câteva cuvinte despre omul acesta din cartea Ioan, capitolul 3. Probabil că cei mai mulți dintre voi cunoașteți pasajul acesta, dar vreau să-l citesc în această zi. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și a zis, Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou,
nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun, că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Amin.